Orice ilegalitate am reclamat-o de fiecare dată. Am reclamat și această ilegalitate, din punctul meu de vedere, este și amoral să te implici într-o discuție intimă a unui copil cu o mamă, a unui părinte cu un copil, a unui soț cu o soață. Invit pe toată lumea să înțeleagă cât de putred este acest sistem, cât de periculos și cât de laș în același timp este acest sistem. În situația noastră, pentru că interceptați, urmăriți, cu conturile sparte, fără niciun fel de aprobare legală, pot fi oricine dintre locuitorii Chișinăului. Nu mi-a fost ușor în toată această campanie, nu mi-este ușor, mi-a fost atacată familia, mi-au fost atacați copiii, fratele, acum este poate și mai dureros când este atacată mama. Mă rog la bunul Dumnezeu să o țină în putere, eu voi rezista.